Târgul locurilor de muncă de luni, 12 octombrie, organizat la Shopping City Suceava în sala City Gallery, a înregistrat următoarele rezultate. Angajatorii participanți au fost în număr de 23, numărul locurilor de muncă oferite 171, în ceea ce privește numărul persoanelor participante 104, iar numărul persoanelor selectate în vederea încadrării este de 57. Pe linia pe care ne-am propus noi ca Serviciu Public de Ocupare, am organizat ieri o bursă a locurilor de muncă, având drept grup țintă persoane care își caută un loc de muncă și care au urmat un curs de calificare în cadrul a două proiecte susținute, finanțate din fonduri europene. Calificările pe care le-au obținut aceste persoane au fost în domeniul îngrijirii bătrânilor la domiciliu, infirmieri, tehnicieni masori, dar și lucrători comerciali. Bursa a fost mai restrânsă pentru că exact asta ne-am propus ca și participare a persoanelor care își caută un loc de muncă. Au participat în jur de 107 persoane, au fost în jur de 170 de locuri de muncă vacante oferite de către cei 23 de angajatori care au participat la bursă. Ca urmare a acestei burse au fost selectate în vederea angajării un număr de 57 de persoane. În ceea ce privește categorii mai speciale, a fost selectat un tânăr care provine din sistemul de protecție al copilului în vederea angajării pe un post de bucătar. Rezultatul bursei nu pot să spun că ne mulțumește pe deplin, dar pe de altă parte este un rezultat care contribuie la ceea ce ne-am propus prin serviciile pe care le oferim, să creștem gradul de ocupare, în special al persoanelor care își caută un loc de muncă, care apelează la serviciile Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. De asemenea, ca urmare a bursei, cel puțin persoanele care au urmat calificările pentru acest domeniu de îngrijire bătrâni la domiciliu au beneficiat de un mesaj transmis de conducerea Direcției Generale pentru Asistență și Protecția Copilului, în sensul în care, într-o perspectivă apropiată, și acest serviciu va presupune o calificare, iar pe de altă parte, instituția ca atare încurajează și salută calificări în acest domeniu, pentru că inclusiv ei au nevoie ca instituție de personal calificat. Prezentările care au avut loc la debutul evenimentului au rezumat obiectivele urmărite de organizatori, serviciile publice de ocupare pe care le au la dispoziție participanții, precum și încurajarea creșterii nivelului de calificare a celor care doresc să lucreze în domeniul asistării și îngrijirii persoanelor. Prin acompaniamentul personalizat acordat de Centrul Diecezan Caritas Iași și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, un tânăr instituționalizat într-un centru de plasament a fost selectat în vederea încadrării în meseria de bucătar.